fetiță de 12 ani a fost mușcată de un piton la circ în timpul unui număr de dresaj. Nu s-a apropiat de vreo cușcă, unul dintre dresori. A trecut pe lângă copiii aflați în primul rând al arenei și a îndreptat reptila amenințător spre ei, iar pitonul a atacat. Un spectator a surprins momentul terifiant. Atenție, urmăriți imagini care vă pot afecta emoțional. Degajat și sigur pe el, dresorul îndreaptă pitonul spre copiii aflați în primul rând al arenei. Știe că reptila nu e veninoasă, dar asta nu înseamnă că nu e și periculoasă, iar dovada a venit după câteva secunde. Victima, o fetiță de 12 ani, venise cu bunica la un număr de circ. Reptila a mușcat-o de un braț într-o clipă. Dresorul nici nu a realizat că pitonul a lovit violent și a plecat liniștit cu el în mâini, îndreptându-l spre alți copii. Strigătele fetiței mușcate au alertat-o prima dată pe bunică, care a strigat disperată la dresor. Abia atunci dresorul și cei din jur au realizat ce s-a întâmplat. Patronul circului unde s-a întâmplat accidentul are o explicație halucinantă. S-a întâmplat un accident că un șarpele nostru, un piton molurus, a mușcat o fetiță. Preocupație, speriatura poate să fie mare, dar de fapt nu e nimic. Nimic ar fi și faptul că șerpii ajung atât de aproape de copii. Indiana Jones va scoate un piton reticulat care măsoară 4 metri. Fetița a primit îngrijiri la fața locului și apoi a fost dusă de urgență la spitalul din satul mare de bunici, dar și de patronul circului. E în afara oricărui pericol.